Puștul Panțâru a fost cel mai periculos jucător din startul meciului din Bănie. Mai întâi Piliaceli a scos de sub bară, apoi mijlocașul Ipolia și-a trimis puțin pe lângă poartă. Replica Craiovei nu s-a lăsat mult așteptată. Oltenii au luat cu asalt poarta lui Rusu. Mitrița a dat startul ocazilor, dar a fost blocat în ultima clipă. Apoi torpila lui Burlacu a fost blocată excelent de golkeeperul moldovenilor. Repriza s-a încheiat cu încă o șansă mare a lui Mitriță. De această dată, atacantul Craiovei a trimis în bară. Oltenii au dominat și în al doilea act. Rusu și-a salvat din nou echipa la șutul lui Bancu, iar Marcovici a trimis puțin pe lângă poartă. Craiova-Poliaș s-a încheiat 0-0.